primii bani bulgarești. Wow! Uite. Și când ne-am chinuit ca să-i scoatem. First timers. Uite și pe spate. I'm happy. I'm very happy. Cred că fata aia nu o să crede că ne mai întoarcem să cumpărăm de la ea. Dacă am ieșit din magazin. Dar vezi că sunt diferiți, uite, astea sunt altfel, uite. Cred asta nu e la fel ca asta, sunt două serii probabil, știi? Sunt foarte fericită că am reușit să scot. Ia povestește, baby, ce s-a întâmplat? Aoleu, a fost complicat. Hai să ieși mai afară, să povestesc pe drum, știi? Da, da. Thank you, bye. Thanks, have a nice day. Da. Am vrut să scoatem niște cash, după cum se vede. Bagă-i în buzunar. Am fost la un bancomat, da. Băga cardul, după ce am trecut de vreo jumătate de oră de scris, configurări, alege limba, alege aia, dă limbi. A zis că este incorrect PIN-ul. Am plecat de acolo și mi-a cerut un PIN de 6 cifre. Cardul le-au 4 cifre. Da, România. În sfârșit, am plecat, am scris doar 4 cifre cum era și am dat ok, n-a mers, incorrect. Am mers la alt bancomat, sunt de-astea pe stradă, niște de-astea. Am mers la altul, am băgat acolo, mi-a cerut 4 cifre, a zis, gata, asta e deștept. Am scris cele 4 cifre, am dat ok, PIN incorrect. Nu merge nici ăsta. Am plecat și de acolo, am zis, gata, nu, înseamnă că nu mergi, asta e, pare rău. Am venit la o casă de schimb, să nu știu să numesc asta. A zis că se poate schimba direct de pe card în bani, deci trebuie să vii cu bani ca să schimbi bani, știi? Și am încercat și aici, prima dată tot așa n-a mers. Zic, e clar, înseamnă că nu merge, pur și simplu. Noi nu putem să scoatem cash în Bulgaria, zic. După care am încercat odată. A zis că nu s-a putut conecta sau ceva la bancă. Am încercat de poate și a mers. Și în sfârșit am luat și noi 200 de leva, care nu e mare lucru, înseamnă vreo 400 de lei. Ca să trebuie părete să-și cumpere încălțăminte. Bine, încălțămintea e vreo 80 de leva, dar am scos 200 ca să mai avem. Zic? Poate mai trebuie să mai cumpărăm mărunțișuri cu cash. Da, deci cam asta ar fi. Și sunt foarte fericită că am reușit să avem cash. Doamne, deci câte încercare? A patra încercare, practic. ATM-1 nu, ATM-2 nu, casa de schimb valutare prima dată, prima încercare nu. Și avea a doua încercare aici, deci practic a patra oară când a mers, și să te uiți pe ăla, să vezi și ți-a retras din cost, da. Să e posibil să spui retras toate sumele, deși banii nu ți-a dat, știi? Nu m-ar mira. Nu, că nu apăreau alte tranzacții. Dar să te uiți, să te asiguri pe net, uiți în cont, verifică tranzacțiile. O să verific și acum, da. Că nu se știe. E bancomatul, dacă e mânărit, poate să spună, îmi pare rău, nu merge, dar de fapt banii ți-a luat, știi? De pe card. Verific imediat că... Na, 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 na. Bye! Na, 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 na. Da!